Iubite părinte, stare ce frem? Agapite eu mai frem? Prea cuvioasă părinte, exact. Prea cuvioși, prea cucernici și părinți, iubiți frați și surori. Se va stă exact de agapite de fiindea de frem. Bine ne-am întâlnit la această sinaxă duhovnicească pe care am organizat-o cu prilejul vizitei Părintele Efrem la noi. Dar vă s-a zis că mi s-a făcut un monahimii sinaxii din Ungheor, dar nu sunt pe pentru Ungheor, dar aș vrea să mă ascult. Eu sunt sigur că n-ați venit să mă ascultați pe mine, de aceea voi fi și foarte scurt în ceea ce vă voi spune și îl vom asculta pe Părintele. E, voi vei sunt sigur o să puteți dacă mai ne-am pus să vedem, dar ai făcut un lucru pentru Cristin Domnul, s-a făcut acolo, iar a pus în Ungheor, dar aș vrea. Atât doar că spunea și Părintele, dar cu vinie doar realizat de care ne doare. Călugării sunt din ce în ce mai puțin. În monahii, în orice, eu li potrivim. Și atunci am venit să ascultăm pe Părintele Efrem ca să căpătăm înțelepciune cum am putea milita ca să se lucească. Că nici n-am era pus pentru eu, dar Efrem n-am iar orice n-am oprit subiect din Sofia, am asta ca televizii, și am fost la Enemisul Ostena, prosepismul Peristotelus, am fost la Gândul Monachii. Nu voi face eu acum o teorie a vocației monahale. Au făcut-o alții mult mai bine decât mine. Neta dacă nu mi-a teoria de monachii scris-o scris, adică dar nu mi-a dat până. Sfântul Maxim Mărturisitor zicea că este călugărul, cavalerul Duhului Sfânt, care s-a înrolat într-o bătălie pe viață și pe moarte cu răul de lumea aceasta. O, ai sunat maxim cu o divisele de ochi monacos, ines antenas, ibeas, toate vreau, am dat scuvite să ne-am polemă efortul zoiți pe Domnul Dumnezeu. Este un om al puterii în luptă cu răul. Și de unde vine puterea? Vine la Sfântul Costin din Amos, Sfântul Mahime, tot acolo, de acolo, curajul din Amin. Paradoxal, zice Sfântul Maxim, puterea îi vine din așteptă. Paradoxul se rugă Sfântul Maxim, e din avis, proiectul de la Sfântul. Noi, în general, oamenii din lume, să o pătim ca așteptă, adevăința, îl slăbesc pe om și se vede că Sfântul Maxim zice că Emisii, Emnicosul, Antrui, Lemnul, Iaschisii, Adunării Domnului. Părăsă, Părăuaiu, Spațiu, Sfântul Dumnezeu și Iaschisii, de la Mântul Domnului. Și referitor la această realitate tristă. Este ridicat la această sfântării dramatică. Că suntem tot mai puțin călugări. Tot timp astfel nu e primote din monahii. Cu afirmația Sfântului Vasile, chiar ce am zis că n-am venit eu cu Sfântul Vasile. Asta, pe noi Vena mea, doar că vă asigur că ăsta se poate trebui să ai mănăstească ca domnilia. În pont, la mănăstirea Sfântului Vasile, mergea mereu un patrician. Stopondul este monitorul Vasile, un pire, mandea răspătirea aceasta. Era drag, era slujbe, era drag atmosfera. Doare să te apuzie, doare să te apuzie. Și s-a hotărât să te călugărească. Te apuzie să te apuzie mâna cruz. S-a călugărit. Ei, e mâna cruz. Dar nu s-a legat să-i trăiește. Alat, în frică, ne suferit ca asta să nu spună. Peste o vreme, la reîntâlnit cu fratele cel mare. Este la până de azi, mă, s-a născut de soare, dar să-mi spune că sunt. Și ia din boierule, și pe patrician l-ai pierdut, dar nici pe călugă nu l-ai aflat. Chetuite, arhă, cheto, de fapt să scrie tot axioma asupra. Isu patrician. Câte mă n-am văzut bine să-mi. Acum zic eu o să-mi așa după ce trebuie. Dar îmi întreabă că de multe ori. După fermite, că suntem călugări. Dar îmi întreabă că ne-a putea de Sfântul Vasile și nouă. Că ați renunțat la fi informatician, la fi doctor, la fi ceilalți. Dar nici pe călugări nu ne-a.
σε αυτό το συγκεκριμένο κόσμο φοβάμαι ότι θα μπορούσε να έχει μέσα μας δύο γρήγορα. Αποτάξαμε το επάγγελμά μας, πληροπρογραμματιστές, ό,τι ποτέ άλλο είμαστε, αλλά ούτε μόνο έχει μιλάμε. Ακόμα, να είναι ρούνα πριν του μιλώ, και μα καρμανούν που να γίνει τα μικ δε καρούδα, καρε φέν, και φιετάρε μαρτωρκητόρ. Și convingător pentru cei din jur, că după o viață așa cum vrea Dumnezeu. Emis plus se foma să este activ lupta în discursa monacului imaste, n-ai mai să te dat vestigii, că n-ai mai să te omologitezi. Așa că, părinte, stare Efrem, mare e bucuria noastră că ați venit la noi, mănăstirea Vatului, doar 170 de călugări. Și tare ne doare. Acum, cu gluma asta, întrebăm la noi câți călugări sunt cetăriști, sub 100 de ce au venit, adică 2-3. O pot de chiar, dar unii care cam eu ăștia peste mas, este bană pe gata în mâna aici. Emis lemnul ipoteria poegatului, e lima să-i fie ori. Ideea lui acela, dacă nu vom fi 110 cât la Vatopedul, mă, la mănăstire mare ca și Nicula, să zic eu. Sau ca și altă mănăstire mare, să fie mâncat ce veci. Emis lemnul atâta timp de legat, tot de la cursul Vatopedului, este la legat la mănăstire. Chiar cu un gând și chiar de cum este o plăcere pe care o știți, de aici din Ardeaz am dus într-o zi și i-am întrebat, Doamne, de ce ziceți așa puțin? Erau 4-5 locuri minunate. Iar când vă trebuie la Sfântul 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 mi-a răspuns așa cât n-ar vrea să citesc, n-are stare să citesc. Acum noi ne rugăm pe Dumnezeu ca tare și ce stare pe noastră să aibă de plici și să crescească mai mult sufletul. Bine a venit la noi!